Bine v-am regăsit din nou, așa cum v-am promis în clipul precedent în care vă prezentam cele două bormașini de la Total. Astăzi o să facem și niște teste, să vedem cam care este capacitatea lor și cum se descurcă în diferite materiale. Primul test pe care l-am făcut cu cele două bormașini a fost cu un burghiu pentru beton cu coadă cilindrică de la Makita de 10 mm. Am găsit aici undeva un perete din BCA. Am dat câte două găuri cu ambele mașini, și cu cea de 650W și cu cea de 850W. Percuția acestor mașini este gândită pentru astfel de suprafețe, deci nu recomand percuția acestor mașini pentru găuriri în beton. Poate știți și voi că diferă mecanismul de percuție al acestor mașini față de cel al ciocanelor rotopercutoare. Acele au un ciocan rotopercutor, de asta se și numesc ciocane rotopercutoare. Cuiul percutor este un alt tip de mecanism de percuție și acela este mult mai potrivit pentru beton. În schimb, acestea funcționează pe sistemul unor roți dințate care calcă una pe cealaltă. Deci, genul ăsta de percuție este potrivită pentru zidărie. Și acum vedeți și voi, se descurcă foarte ușor, intră foarte ușor în acest BCA. Nu am avut și o cărămidă la dispoziție să vă arăt cum funcționează și acolo, însă v-ați dat voi seama cam cât de repede intră în aceste suprafețe. Puteți să folosiți aceste bormașini la operațiuni simple, de exemplu la o instalație, ceva montat, dibluri sau pun expandul undeva într-un perete, vreți să fixați ceva, vreți să prindeți un calorifer sau așa. Pentru acest gen de lucrări sunt foarte bune aceste percuții. La sfârșit am încercat și într-o zonă unde am un pic de beton la o centură, ca să vedem cam cum s-a descurcat și acolo. După cum vedeți și voi, înaintează destul de greu, nu este o percuție, așa cum vă spuneam și mai devreme, potrivită pentru acest tip de material. Am trecut la testul următor, am folosit mașina de 650W pe care am prins-o în suportul pentru bormașină de la Wolfcraft. Din păcate eu încă nu am o menghină pentru a prinde piesele pe care vreau să le găuresc în suportul de la Wolfcraft, așa că a trebuit să improvizez cumva să fixez acest suport pe masa de lucru. M-am ajutat de niște cleme, am prins suportul și în față și în spate, a trebuit să o pun pe două șipci așa ca să pot să prind și piesa respectivă, și am vrut să văd cu această freză de la Bosch de 32 de mm dacă poate să găurească în grinda de 100x50 de mm. Aici, din păcate, eu am făcut o greșeală, pentru că primul test a fost cel cu percuția, cum se descurcă percuția în zidărie. Nu mi-am dat seama că am lăsat mașina pe percuție și o bună perioadă de timp nu am înțeles de ce vibra atât de tare, atât suportul, cât și piesa. La rândul ei, freza făcea un zgomot foarte urât în lemn. Prima dată am crezut că nu am fixat eu foarte bine suportul sau că este o problemă cu freza, însă abia după ce am făcut acest test mi-am dat seama că uitasem mașina pe funcția de percuție. Nu am mai repetat testul pentru că eu oricum îmi atinsesem scopul, și anume acela de a vedea dacă poate să duc la turație maximă să găurească în această bucată de lemn cu freza de 32 de mm de la Bosch. După care am trecut la metal. La fel, a trebuit să găsesc o soluție, o improvizație ca să fixez această bucățică de metal pe suportul bormașinii și să putem să facem acest test. Am folosit ca material pentru probă o bucățică de țeavă rectangulară cu grosimea de 6 mm și am folosit un burghiu de 10 mm de la Bosch din HSS. Aici a trebuit să reglez cumva turațiile mașinii, pentru că am încercat să dau o turație un pic mai mică, însă mașina nu avea forță atunci când burghiul intra în material, tindea să se oprească. A trebuit să caut o viteză potrivită, să nu fie nici foarte tare, să îmi călească burghiul și să petrec foarte mult timp în încercarea de a găuri această piesă.
și a trebuit să reglez un pic de la variatorul de turație, care a fost viteza optimă pentru a încerca să găuresc această piesă. Mi-a luat destul de mult, burghiul gros, rectangulară de asemenea și ea destul de groasă. A trebuit să folosesc de câteva ori și spray-ul pentru găurit, care să mă ajute să pot să dau această gaură fără să distrug burghiul. Într-un final am reușit să fac și acest test. Și cam astea au fost testele pe care le-am făcut cu această bormașină. Nu am mai încercat să mai fac, să mai repet aceleași teste și cu bormașina de 850W. Am considerat că dacă asta s-a descurcat să găurească și bucata de lemn și bucata de metal, atunci este destul de relevant și pentru voi și automat cea de 850W s-ar fi descurcat și mai bine decât asta. Deci de asta nu am mai continuat testul până la capăt. Așadar, ați văzut prezentarea, ați văzut testele, vă rog să mă lăsați în secțiunea de comentarii cum vi s-au părut aceste teste și ce părere aveți voi despre aceste produse, dacă ar putea să reprezinte o variantă foarte bună pentru voi, pentru ce aveți voi nevoie. Mai multe informații o să găsiți despre aceste produse pe site-ul total.ro, acolo o să găsiți cam toate modelele pe care le produce această companie. Sunt o groază de produse, dacă intrați acolo și o să le vedeți, o să mai vedeți și pe la Blaze, care sunt practic toți în aceeași firmă, gospodarul profesionist. Deci pe total.ro o să găsiți cam toate informațiile care v-ar interesa. Pentru a le cumpăra, dacă vă interesează și vreți să achiziționați aceste produse, este suficient să intrați pe Google, să dați o căutare cu codurile pe care o să vi le las și pe ecran acum și pe care o să le găsiți oricum și în descriere. Este foarte simplu, o să vă apară deja în primul rând foarte multe rezultate și o să le găsiți acolo. Se vând pe foarte multe site-uri și pe Mag și pe Cezo, o să găsiți mai multe site-uri acolo unde puteți să comparați eventual și prețurile și să luați de unde considerați voi că ar fi mai profitabil pentru voi. Așadar, într-un clip viitor o să vedem și polizoarele cum arată și cum se descurcă. Până atunci, eu vă doresc ca de obicei să aveți mult chef de treabă și numai bine!